Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Am filmat aici ceva, o să facem un sketch. Băi! Un scurtmetraj. Haide și băi! Ce bă? Băi! Voiam să filmăm altceva, dar condițiile meteorologice n-au fost cu noi, așa că filmăm altceva. Are sens. Ieri am început să filmăm două sketch-uri și n-am reușit să le terminăm, așa că azi facem numai unul cu alt script. Acum faci, lor. Te mușcă. Găsiți în magazine Pateu Haime. Pateu Haime. Mă simt ciudat să se uite două camere la mine, parcă zici că prezint nou iPhone. Pateu Ardeleu de porc. Uite, vezi cu un mic dent pentru că prezintă Pateul. Acesta este Pateu Haime. Era microfonul deschis? Ia mă, și am găsit locurile astea. Ce să stea? Bombe. Stai, ține. Găuri de atent. Bombe. Ce faci, mă, săracule? Care echipamentul? Aici, frumos. Un băț deschid ăsta, două milioane jumate. Lua și servițe aici. Da, uite, avem mâncare aici. Opa, am rupt unga. Franțele, băi, ne mă. Poate în gata de te Cum decurge până acum filmarea? Belea, mișto, super. Pescarii de la apus. Le-a explodat pește. Canterincă. Mamă, ce recuzită scumpă avem. Asta e că ai băgat mâinile. Ai vrut să te speli pe mâini și era apă de aia cu radiații. Nu mă, nu. Ce mă, asta e casa mea? Ia uite-mă la Gami. Bă, ești prost. Aici e casa mea, ești nebun la cap. Aici era sala de jocuri, ești nebun. Era casa mea aici. Da, uite, m-am mutat. Acum e casa ta. Asta e casa mea, aici dorm eu. Ce e aia, mă? E, un pistol, ce poți? Un pistol, mă? Poate spar lentila. Ți-ai tras pistol? Da, mi-am tras pistol. Bă, deci fii atent, ăsta are cuțit, știi? Gen, vine ăsta în cadru și o scot ăsta de aici, da? Nu mă filma. Ia, mă, wide-ul meu. Am terminat de filmat în tineretului și acum ne îndreptăm spre Unirii, unde vom mai filma niște cadre. De la sketch-ul meu. De la sketch-ul ăsta. Și de la sketch-ul meu mai avem câteva cadre. Fii atent. Ok, deci planul e să stau aici și să fac aerobică. El ține apăsat pe baterie. De aici este firul și White își încarcă telefonul din copac. Da, exact. Deci, câtă logică. Da. Câtă logică. Hai să filmăm că nu bateriile. Bă, fail. Ai fost, da. Totul s-a dus. Dar din cauza radiațiilor, bombelor americane, nu știu, sunt ciudate, știi? Unii copaci pot să încarce telefon, știi? Și le-au dat și niște cabluri. Și nu mă întrebați cum am descoperit asta, eram chiar foarte, foarte disperat. Și eram eu prin natură și am văzut, uite, un cablu, știi? Și zic, uite, mă, hai că să încerc dacă să vedeți. Aici cred că am găsit unul, da, uite, am văzut bine. Și, da, uite, vezi? De când ne-au găsit cablu, știi? Uite, o să încerc eu acum, perfect. E acela ceva, e de asta mai natural, știi? Ia, iată. Iată, mă, încarc. Da, vezi? Copaci radioactivi. Bine! Deci ăsta e cel mai șmecher inception, ia uitați. Daily vlogging, Ilies Vlogs. Trepied, frate, mini cel mai trepied. Mini trepied. Cel mai cu mini. Obiectiv 235 pe da. El. Trepied de mare. Ca da, băieți. Ca lumea. Da, dar mă doare mâna, mamă, băi frate, pot să fac muși, mă, dar... Ia uitați-mă ce priveliști avem aici noi ca băieții parcul tineretului. Voi, săracilor, la Apșun cu Tamare n-aveți voi priveliște de asta, da? Săracilor. White, ce-am pățit noi în timp ce filmam? O să vedeți în bloopers, frate. Deci... Era să fiu bun de plată pe 28 de milioane? Cât e? Da. Nu, ai de viață, mai vreau să mă gândesc. Nici nu vreau deci, să mă gândesc. Deci o să vedeți în blooper, deci imediat după ce apare sketch-ul, o să pună și blooper, ba, deci nu, a fost... Ba blooper-ul pui la final. La nu că o să fac un episod de bloopers. A, atât de mult e? Da! Ce tare, ce tare! 6, 10, 10, 5 bani, 10 bani, 20... Am terminat de filmat, bate vântul extrem de tare. De fapt nu mai avem, câte mai avem? Una, nu? Ce? Aia cu ăla grăbit. Da, ăla grăbit. Păi ăla grăbit. Bă, dar filmăm încet și greu. De ce nu filmăm pe bandă rulantă?
Vreau să fim o fabrică din China pentru că Trump urăște China. Ia mă. Hai că trebuie să ne folosim de lumina asta să mai termină, să terminăm sketch-ul ăsta. Se vede acolo un pic apusul, băieți. Asta vi-l arăt. Foarte puțin. E vremea asta posomorâtă. Acolo e răsăritul? Da. Apusul. Acolo răsare soarele. Tu ești prost. Acolo este soarele, încolo apune, ce pula mea. Deci, la ora 5, acolo răsare soarele. Bă, White! Da. De unde răsare mă soarele? Din față? Ba da. Ba da, uite, acum răsare soarele. Păi apune! Păi și cum să apună, de unde răsare? Cu aia sunteți tâmpiți la cap? Păi de ce e lumina acolo? Adi are 5 ani și îmi bagă laserul în ochi. El e director, aici ne filmează. Ăsta ține microfonul. Cu fața aia tu tragi, mă. Toate ca toate, dar e cam friguț aici. Bă, ce faci, mă? Ce faci, mă, Ganicus? Merge și dați dislike că trece pe roșu. Toate ca toate, dacă am nesimțit. Ce mă, că era aia în mijlocul intersecției și mă claxonează. Bă, e disperat-o. Bă! Bă, cinte crezi, adevărul bă? E că nu e frumos. E... Pa, bă. Pa, bă. Ne mai vedem. Să ne auzim, ceau, bă. Stai, mă, salut, dă salut. Bă, nu se dă cu mânușa, băi, țăranule, băi. Băi, țăranule. Salut. Ne auzim. Ceau. Ne auzim, pa. Salut, mă. Hai, ne vedem altă dată, da? Da. Bine. Dragilor, m-am urcat în metroul greșit și am ajuns la gara de nord. Bine, trebuie să ajung. Trebuie să merg cu metroul ăla. Care tocmai a venit. În morții lui. Deci nu cred cu aia. Cum să te urci în metroul greșit? Cum să ajung la gara de nord când trebuie să ajung în partea opusă? În sfârșit am ajuns și mă duc și eu acasă. Am ajuns și eu acasă. Bun, deci cam asta și cu acest episod. Deci da, eu sper că v-a plăcut acest daily vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like, să vă abonați la canalele băieților din descriere. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!